Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Nu schimbați canalul, dați share la toată lumea. Sunteți pe postul potrivit la locul cel mai bun, unde distracția, începe de la 10 dimineața. Ei, ce distracție era pe vremuri, ce distracție era înainte de 89, în ziua de 23 august. Știți voi oare, dragi tineri care ne urmăriți, aia 5, ce se sărbătorea pe 23 august, era ziua țării. Era, cum e acum 1 decembrie, ziua națională, pe 23 august, 41, 40 de ani a fost în 23 august. Eu zic că era mai bine. Era vară, domnule, acum de 1 decembrie, că vedeți de ce bea românul, de 1 decembrie e frig. Trebuie să iei un păhărus de țui un vin fiert ca să-ți intri în mood, ca să fii, să poți sărbători țara asta. Dacă când era 23 august, era frumos. Nu mergea lumea la servici și asta era un lucru mare pentru că, dragi tineri, înainte de 89, săptămâna de lucru era de câte zile? De șase. Acum se vorbește la trecerea săptămânii de muncă la patru zile și și alea mult. Mă rog, dacă ești la stat, două zile. Și era frumos. Nu se lucra, ieșea lumea la defilare două, trei ore, cu steaguri, cu drapele, portretele conducătorului iubit, cam ca acum. Numai acum trebuia să o muta pe internet. Se cânta ce se cânta și după aia, la iarbă verde, la restaurant, găseai Pepsi. Atunci găseai Pepsi. Singura zi din vară în care găseai Pepsi, mici pe carton cu muștar la discreție, pita albă de aia bună și dacă aveai norocul să prinzi o bere la o sticlă mai întunecată, maro sau verde, te scoteai. Puteai să, zice, să zici, trăiască Republica Socialistă în România. Acum ziua țării pe 1 decembrie, nu mai avem defilări, defilează dronele pe cer și în loc de mici mâncăm fasole cu ciolan. Mai multe fasole, că ciolan nu știți la cine e. buymeacoffee.com slash Nicu Ce să mai mâncăm, domnilor, că ziceam de fasole și ciolan, doamnelor. Avem focare de peste la copitatele mici, peste la capre. Să taie o capre și oi în draci în România. Bă, eu nu înțeleg. După gripa aviară, după febra vacine bune, după pesta porcină, acum trebuia și caprele și oile să le sacrificăm. Ce carne să mai mâncăm? Am ajunge să mâncăm carne de aia scoasă la imprimantă. A? Trebuie să stai animalul înainte de ignat. Ce treaba e aia? A, păi o să ziceți, păi ne dăm pe fritomisto. Trecem pe caracatiță, vongole calamar și alte fructe de mare. Apropo, și că o fi în șmecher pe Scobar, a intrat într-o cârciumă de asta de zice club de fițe și a fost refuzat de trifete. fete. De ce? Mirosea pește. Păi nu știu cum a vrut el, nu știu cum s-a prezentat, că vreți să fiu peștele vostru sau nu. Dar oricum, oricum mai bine, că el totuși nu știu dacă e căsătorit, dar are coptic, o muiere și IPS, UPS, IPC, UPC, Teodosie, Șnagoveanu, ce au zis? Că în timpul anului când nu-i post, să se împreune soțul cu soția maximum de două ori pe săptămână. și au zis în altul Teodosie, la care ardelenior întrebat, așa de des? Da, pe păi o chestie. Deci în posturi, nu? Dacă adun zilele de post, o faci 100 de zile, miercuri-vineri nu-i voie, deci mai rămâne așa, odată la 3-4 săptămâni, ceea ce nu-i mult, că lumea corporatistă de astăzi, știi, când ajungi acasă, după 20 de ore de lucru la servici, după atâtea task-uri, meeting-uri, zoom-uri, mai e chestia te uiți la sos și să zici și... Uh stai în telefon. Deci nu zice rău IPS, da, IMS. Ne mai mirăm că natalitatea e cu mâi, dar vin nepalezii, sri și alte popoare din țările vecine să mulțesc fără să se atingă. Eu îi văd și în Cluj de Bucă. La un clujan, trei mongolezi. Bă, asta e. Bă, asta e realitatea. Asta e situația să trăiască nația, bă. 25.000 de studenți intră în anul întâi la UBB. Numai la UBB, la Babes Boy. Vă mă rog, și în anul întâi la masterat și la doctorat și așa, e ok. Dezvoltator imobiliar, ați auzit? Măriți dracu, chirile, că mâine, păi mâine, în octombrie. <laughs> Gata și cu cafeaua de astăzi. Vă rog să scrieți în comentarii cum sărbătoreați cei care au prins. Cum sărbătoreați voi ziua de 23 august? Cei mai tineri care n-au fost înainte de 89 participanți, scrieți ce ați făcut, da, mai de sară. ce ați făcut voi în ziua de astăzi, 23 august 2024. V-am salutat!